femeie parcurge zilnic 1600 de kilometri dus-întors. Giuseppina Giuliano, în vârstă de 29 de ani, lucrează ca portar la o școală din Milano, deși ea locuiește în Napoli. Tânăra face această navetă de câteva luni bune, mai exact din septembrie 2022, atunci când a primit postul. Giuseppina spune că suma pe care o plătește lunar pentru biletele de tren este incomparabil mai mică decât o chirie în Milano. Femeia se trezește în fiecare dimineață la 3:30, ia trenul spre Milano la 5:10 și ajunge la școală în jurul orei 10, atunci când îi începe și tura. Apoi, după tura de muncă, ia trenul înapoi la 18:20 și ajunge acasă la ora 23. Cina o ia în tren ca să nu mai pierdă timpul acasă. Deși nu se plânge de situație, Giuseppina speră totuși că dintre cei care i-au citit povestea, măcar o persoană să o ajute să-i ofere măcar o cameră în Milano pentru a nu mai fi nevoită să parcurgă zilnic o distanță uriașă. Poate că printre toți oamenii care au auzit povestea mea, există cineva cu o inimă bună care are o cameră sau un apartament mic lângă Milano și ar dori să mi-l închirieze, a declarat Giuseppina, relatează mesajul.ro.